Cartierul de case din zona străzii Walter Mărăcineanu ar fi unul de viitor, mai ales dacă ne gândim la poziționare și la faptul că în timp chiar se poate dezvolta un cartier rezidențial liniștit în apropierea pădurii Crihala. Și dacă stăm să admirăm în unele cazuri construcțiile noi, chiar este un pas în plus. Dacă în schimb vorbim cu oamenii, ne dăm seama că nu este deloc așa. Practic, severinenii care trăiesc aici plătesc taxe și impozite mărite de către primăria lui Gherghe, cu tot cu consiliul local mai mari cu 16%. Taxe și impozite de oraș, când colo condițiile sunt mai greoaie decât în mediul rural. La fiecare ploaie aproape, bălții se formează de strebuie cizme de cauciuc, dar trebuie să ai grijă să nu-ți rupi un picior prin gropile și craterele care s-au format acolo unde există, desigur, asfalt. Grădinile sunt pline de apă și de mâli, iar canalizările acolo unde există refulează. V-a făcut probleme ploaia, e dezastru aici! Da, e dezastru. Așa că n-avem ce să vă mai spun, că e dezastru, că vedeți bine ce e aici. Nu mai e apă. În grădină mai aveți ceva? Nu am nimic în grădină, decât simplu iarba. Și balta. Și balta, da. Iarbă și balta. A plouat mult? Da. A plouat, dacă plouă de azi noapte, de ieri și ieri a plouat, da. Totuși a mai stat. Acum, de azi noapte, nici un gram, nici acuiute nu șeni. Ce să fac? Oamenii nu se mai așteaptă la nimic bun și spun că s-au obișnuit cu ideea că nu le pasă celor care tot ajung prin funcții de conducere de starea acestui cartier. În schimb, percep taxe și biruri din ce în ce mai mari. Tanti, ce v-a făcut ploaia? Cum e? Ce să fie? Ploaia e ploaie. Belzi multe, apă multă în grădină. Ce să ne facă? Mai aveți ceva în grădină? Mai este încă. La mine se strânge în capul grădinii. Și acolo e atâta apa, până la genunchi. Dar în față nu este, e pantă. În schimb avem stradă frumoasă. Mulțumim primăriei pentru impozitele care le plătim. Ne mai pune, poate ne pune impozite și pe apa care trece pe la poartă, pe la noi. Ce a fost mai rău anul acesta? A fost pe vânturi, a fost și ceva ploi acize. Asta a afectat, e într-adevăr, a făcut ceva ravaj, dar asta acum e binevenită, e liniștită, e esențială. Ne spuneți cum mergeți pe drumul ăsta până la oraș? E drum de oraș ăsta? Domnii mei, iertați-mi găduința, aceasta este situația în care se merge. Dacă avem alta mai bună, ar fi mai identică, mai de preț. Dar în felul în care o vedeți și care este, îi mulțumim. Și să fie acolo sus cum este și îi mulțumim că ne-a redus la zero. De la zero am plecat din 89, ajungem tot la zero și o să mergem până în 3009 și tot la zero vom ajunge cu toantă. Asta e lume toantă, care vorbește și fapte zero. Zero lei, zero bani, zero peste tot, zero. O situație asemănătoare este și pe altă străzi din turnul Severin cu pretenții de oraș, începând de la calea Târgu Jiului în zona străzii Constructorilor până în Banovița și pe partea de străzi care iese înspre calea Craiovei, în special strada Iasului.